Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Mihai Mironică, bine ați venit la ProSport Live. Astăzi discutăm despre victoria obținută de CFR Cluj în compania lui Șef și CFR Cluj se apropie la un singur punct de liderul campionatului FCSB. De asemenea, aici la ProSport Live discutăm despre conflictul destul de aprig care s-a iscat între președintele celor de la CFR Cluj, Cristi Balaj, și patronul echipei FCSB, Gigi Becali, pe tema arbitrajului, pe tema echipelor care sunt mai avantajate de către arbitrii în acest sezon în Superliga. Alături de mine în studio se află Florin Plunea. Salut, Florin, bine ai venit! Te salut! Și de asemenea, antrenorul Mihai Tejea este alături de noi. Salut, Mihai, bine ai venit! Bună seara! Florin, FCSB, Gigi Becali discutau despre faptul că dacă avem 7, 8, 10 puncte la pauza de iarnă în față, nu mai e cazul să mai iau pe nimeni. Oamenii vedeau așa că va fi o plimbare prin acest sezon, însă CFR Cluj, iată, face cum face și este la un singur punct în acest moment, când toate echipele au același număr de meciuri, este la un singur punct de FCSB după ce și-a jucat restanța din etapa a 5-a cu Șepșii. Da, vorbim de două cluburi total diferite, a căror politică este total diferită în sensul că la FCSB conduce patronul și partea tehnică, nu mă refer la antrenamente, că acolo nu, dar schimbări, primul 11 și așa mai departe, și dincolo un club unde lumea, fiecare știe ce are de făcut și care are un antrenor foarte bun. Ca și calitate la jucători, ca și calitate vorbesc, FCSB-ul ar fi trebuit să aibă mai multe puncte în momentul de față, dar tocmai de aceea nu au mai multe puncte și nici nu cred că o să aibă mai multe puncte din cauza interferențelor patronului. Dincolo, Mandolini face o treabă extraordinară. Dacă vorbeam cu toții la acest început de campionat că au pierdut practic, și îți dau un singur exemplu, portarul. Ei, uite că au luat un portar de 21 de ani care rezolvă două probleme majore. Una, problema valorii a postului de portar, și a doua, problema jucătorului sub 21 de ani, care să ai portar sub 21 de ani este cel mai mare avantaj în momentul de față. Că la CFR nu ai 6-7 șuturi pe poartă sau eu știu, nu te asediază. Și atunci oamenii au calculat din poartă până la ultim om. Demonstrația de aseară cu 4 jucători puși pe bancă titulari, demonstrația de forță în fața unei echipe nu ușoare, Sepsi, dar care sigur cu problemele ei, eu cred că spune totul despre felul în care vor aborda acest campionat. Dacă la începutul sezonului și după câteva etape vorbeam cu toții și spuneam că FCSB-ul va defila și va avea foarte multe puncte, eu cred că nu va fi așa. Lupta e clar că va fi în două, cred eu, față de anul trecut când au fost 3 sau 4. Eu cred că, mă rog, Craiova și Rapidul nu vor avea forța să se țină după aceste două echipe, pentru că sunt două echipe cu jucători foarte valoroși. Dar, repet, diferența, cred că, până la urmă, se va face la antrenori. Mihai, iată, Florin zice că dacă e să ne uităm la valoarea jucătorilor, poate că FCSB ar fi trebuit să aibă un avantaj mai mare față de CFR Cluj. Când ai fost acolo, antrenor, ai simțit că Gigi Becali este o piedică pentru evoluția echipei? Nu neapărat, dar în ceea ce privește ce spunea Florin și la fel și tu, mă uit la Djokovic, că la FCSB este rezervă și la CFR juca titular, fără, era unul dintre cei mai buni jucători. Deci este clar că se întâmplă, sunt jucători valoroși, este un lot valoros, dar așa cum spunea și Florin, din punct de vedere, vorbesc din punct de vedere al antrenorului, organizarea jocului este mult mai solidă la CFR Cluj. Adică vedem o echipă în reconstrucție până la urmă. CFR Cluj s-a debarasat de foarte mulți jucători, a vândut foarte mulți jucători, s-a schimbat jumătate din echipă, nu știu dacă a mai rămas Deac și cei mai buni jucători până la urmă. Exact, cei mai buni jucători. Axul central. Și atunci se prezintă foarte bine, chiar dacă au făcut niște schimbări. Este clar că Mandolini este un antrenor bun, este un antrenor care este lăsat să-și facă treaba. Arată bine. Eu aici aș pune și pe Rapid în lupta pentru titlu, pentru că am văzut meciul Rapid CFR, mi s-a părut o diferență foarte mare. Adică Rapidul a jucat foarte bine Rapid, ori a fost foarte slabă sau fricoasă CFR, nu știu. CFR arată, este solidă, o echipă solidă. Dar eu văd și în Rapid o echipă puternică anul acesta. Apropo de similitudini cu sezonul trecut, crezi că se sparge acest grup al celor 6? Părea să fie un grup care se detașează de restul campionatului, cel cu FCSB, CFR Cluj, Craiova, Șepșii, Farul.
Rapid. Crezi că acest grup va fi spart și vom avea o altă componență a play-off-ului în acest sezon? Eu cred, în primul rând, Șepșii sau Farul să piardă, să zic eu așa. Aș vrea să abordez, e foarte bună întrebarea ta, această întrebare cu două răspunsuri, în două planuri. Primul, cam devreme s-au detașat două echipe de grup după nouă etape, sau că tot au trecut, avem diferență mare dintre primele două clasate și următoarele trei, care au asigur diferență mică, 4 puncte. 11 etape până. 11 până acum, dar mi se pare totuși că este prea mare diferența. Cred că anul acesta vom avea minim o echipă, dacă nu chiar două, față de ce am avut anul trecut în play-off. Și mă gândesc aici, văd Sibiu, care este o echipă foarte puternică, Clujul, atenție, Universitatea care vine din urmă și eu, care spun de foarte mult timp că și-au făcut un lot și văd că în continuare acolo se investește și va fi o echipă grea a campionatului, mai văd de ce nu FCU Craiova, care poate să vină acolo și atunci va fi de o bătaie. Petrolul ce zice? Ar avea... Petrolul este acolo, cu toate că ultima etapă, jocul de la Iași, nu m-a dat pe spate, să zic așa, dar sunt, ca puncte sunt acolo, sunt la bătaie, dar cu siguranță că în iarnă se vor schimba multe, Mihai. Majoritatea echipelor vor umbla la loturi. Eu cred că, să dea Dumnezeu să nu fie așa cum doresc acest lucru, se vor schimba și niște antrenori în timpul cel mai scurt și atunci, dar la iarnă lucrurile se vor regla. Dar cred cu siguranță, cum ai spus și tu, cred cu tărie că da, vom avea minim o echipă, dacă nu chiar două, față de ce am avut anii trecuți în play-off. Hagi cu Farul, cu siguranță că de la meci la meci vor fi din ce în ce mai bine și vor veni acolo sus, cred eu. Va fi bătălia mare pentru accederea în play-off. Da, Șepșii și părea să fi început iarăși foarte bine sezonul. Aici Supercupa câștigată, cu victorii, cu o serie de meciuri în care nu a primit niciun gol, cu un parcurs decent în preliminariile Conference League. Mihai, aici s-a întâmplat ceva în întreruperea de la echipa națională. Eu cam bănuiesc ce s-a întâmplat, din ce informații mai am așa. În afară de accidentarea jucătorilor, care este una care dă dureri de cap lui Ciobi și vedem cum improvizează și pe zonele laterale și pe zonă centrală, dar cred că în întreruperea aceea s-a întâmplat ceva, în sensul ori s-a încărcat prea tare, ori s-a dat mai liber așa, în sensul că după ultimul meci au avut liber 3-4 zile. Și din păcate, uite că n-a fost de bun augur. Da, până la urmă sunt o echipă omogenă, se joacă împreună de vreo 3 ani, cred că mulți jucători, 80% aproape, joacă împreună. O echipă care a câștigat trofee, cel puțin din afară se vede un grup bun, dar sincer nu mi-explic nici eu această cădere a celor de la Sepsi. Au forța să-și revină, au putere, au calitate jucătorii, au un lot bun. Dar, așa cum spunea și Florin, mai vin și din spate, mie cel puțin U Cluj mi se pare o echipă care poate să vină, pentru că dacă stăm bine să ne uităm prin jucătorii pe care i-a luat, cred că e Craiova CSU 2, foarte mulți jucători. Adică jucătorii care s-au bătut la Craiova pentru campionat, pentru cupă, acum sunt la U Cluj. Și aici Nucleu, plus Alex Chipciu, jucător foarte bun. Deci în continuare fac achiziții. E clar că se vrea mai mult acolo, e clar că se vrea play-off-ul la U Cluj, cu siguranță. Și cu un efort financiar, da, destul de mare. Exact, și cu un efort financiar bun, pentru că haideți să salutăm ușor și pe președintele celor de la CFR Cluj, Cristi Balaș, care este în legătură cu noi. Bună seara, domnule Balaș! Bună seara, salut și pe cei din studio. Ați venit la un punct de lider. Ați incendiat din nou zona aceea superioară a clasamentului FCSB și făcea iluzii că se va plimba. Ne spunea Gigi Becali aici la ProSport Live, dacă în iarnă vom avea 10 puncte avans, nu mai iau pe nimeni. Acum însă ați venit la un punct și deja își face lista de cumpărături pentru la iarnă. Nu e coerent, Gigi. El spune multe. Așa că... ne-am obișnuit cu el că săptămâna asta se retrage, săptămâna viitoare face echipă care să câștige trofeul Champions League. Ne-am obișnuit de atâția ani cu Gigi Becali. Campionatul e frumos să fie cât mai multe echipe sus care se luptă pentru titlu. Play-ul din ultimul sezon a fost interesant, cu de toate. Și atunci, chiar dacă sunt mulți care, să spunem, ar vrea să câștige FCSB campionatul, important e să existe cât mai multe echipe care sunt acolo sus cu șanse. Bine, Florin ne spunea mai devreme, Florin Prunea, că în opinia sa cam între CFR și FCSB se va da lupta. Adică
vedea aceste două echipe detașându-se de restul campionatului? Noi am avut oarecare emoții. Ne-am și verificat cu această ocazie, pentru că după ce au plecat mulți jucători, au fost transferați de altfel mulți jucători, care au adus sume considerabile în distribuția clubului. Am fost nevoiți ca să facem transferuri, să creăm o echipă oarecum nouă, să încercăm să aducem și jucători tineri. Am avut câteva meciuri pe care le-am început sau le-am terminat cu 3 jucători under în teren. Și chiar dacă am urmărit, noi spuneam că am selectat corect și a fost o muncă imensă din partea noastră, a mea alături de colegii mei, și aveai oarecare emoții. În cele din urmă s-a dovedit că ceea ce am văzut noi în momentul în care am ales se potrivește cu ceea ce există în acest moment. Ne confruntăm și cu accidentări, avem șansa cu ghilimele de rigoare, pentru că încă există oarecare supărare că nu mai evoluăm și în competiția europeană, adică ne este mult mai ușor față de sezoanele precedente în această perioadă a anului. Și atunci, în mod normal, ne descurcăm. Dar avem și accidentări. Manea nu a revenit. Boben, fundașul central, revine după ce a avut chiar în primul joc acea leziune musculară. Leziune musculară și la Krasnici după meciul din cupă, la Tațivis și Dorel mai are o problemă la genunchi. Oare suntem sănătoși, dar am enumărat destul de multe. Vă așteptați ca lucrurile să meargă mai bine cu Konoplyanka atunci când l-ați adus la CFR? Avem soluții pe plan ofensiv. Konoplyanka este una dintre ele. El sper să demonstreze că încă joacă pe măsura renumelui pe care îl are. Rămâne de văzut. Antrenorul este cel care va decide când este pregătit să-l introduc în teren, mai ales că a avut și el anumite probleme medicale. A revenit, a fost pe bancă în ultimul meci. Repet, rămâne de văzut. În ultima vreme, parcă nu mai era cineva care să-i dea replica lui Gigi Becali în Superliga. Acum am văzut că ați făcut față, să zic așa, într-un dialog la distanță cu Gigi Becali legat de această temă a arbitrajului din campionat. Da, m-am văzut, să spun așa, contopit sau atras în această discuție legată de arbitraj și mi-am propus ca să încerc să contracarez, pentru că rămâneam cu acea impresie că chiar dacă unele echipe sunt avantajate și câștigă meciuri din lovituri de pedeapsă, dacă țipă, strigă, arată cu degetul spre adversar, devia atenția și opinia publică rămânea cu impresia că tot ce se întâmplă legat de arbitraj, CFR-ul este de vină. Și m-am fost nevoit oarecum să mă apăr echipa, chiar dacă mă deranjează și pe mine, pentru că cred că am vorbit mult prea mult de arbitraj și nu este normal. Florin, tu unde te situezi pe această axă a discuției CFR-FCSB? Cei de la CFR Cluj spun că FCSB este echipa cea mai ajutată de către arbitrii, de partea cealaltă FCSB spune același lucru despre CFR Cluj. Nu sunt de partea nimănui, sunt de partea, în primul rând, celor care nu jignesc. Nu sunt de acord să se jignească, indiferent de discuțiile pe care le avem, nu ne dăm dreptul să ne jignim între noi. Sigur că sunt greșeli și de o parte și de cealaltă. Acum, că apar discuții, dar la sfârșitul campionatului eu sunt convins că dacă pe undeva lucrurile se decantează și cred că paritatea va fi pe undeva la mijloc pentru amândouă echipe sau pentru competitoare. Important este ca să nu fie greșeli care să vină ca urmare a faptului de interpretare a unor faze evidente pe care le vedem cu toții. Deci nu că este albă sau negru, că este albă și unii încearcă să ne facă să credem că nu este așa. Aici intervin problemele și de aici pleacă și discuțiile. Și de aici nu sunt de vină nici conducătorii de la CFR Cluj, cred eu, și nici conducătorii de la FCSB de vină. Sunt
unii arbitri care nu înțeleg că nu putem fi mințiți în față. Sunt lucruri atât de evidente când se întâmplă și se vine cu niște explicații de noaptea minții și atunci intrăm toți într-o ceață și irită aceste lucruri. De asta zic că arbitrii trebuie să fie mai atenți la fazele evidente, care sunt faze evidente și care sunt interpretate într-un mod care ne pune pe gânduri, să ne gândim la toate tâmpenile. Domnule Balaș, mai aveți ceva de adăugat la ce a spus Florin? Nu, Florin a explicat foarte bine și nu înseamnă că dacă cineva strigă mai tare, are și dreptate. Și acesta a fost motivul pentru care m-am văzut atras în aceste discuții despre arbitraj. Mai ales că Florin, într-o perioadă, s-a ocupat, perioada în care era și Năzulpescu, de arbitraj. Și eu consider că, cum să spun, a făcut-o cu brio, pentru că a simțit și el, de multe ori a fost, sau eu am fost condamnați și nu-și doreau, cel puțin eu așa știu, pentru că am fost acolo și am auzit, spunând în repetate rânduri, nu-și doreau decât ca arbitrii să încerce să fie cât mai imparțial, să aibă prestații cât mai bune și erau supărați, dezamăgiți atunci când apăreau greșeli, pentru că erau urtați cu degetul chiar dacă erau nevinovați. Domnule Balaj, la finalul acestui sezon se vor face 9 ani de când FCSB n-a mai câștigat campionatul. N-a existat niciodată o durată atât de lungă, că am vorbit de istoria Stelei, sau, mă rog, de când se cheamă echipa FCSB. Nu am mai găsit o asemenea perioadă. Credeți că există așa o dorință ca FCSB să fie din nou campioană după o perioadă atât de lungă? Din păcate, atât timp cât apar anumite sondaje care mai mult dezinformează decât o informează opinia publică și care ignoră ceea ce spun specialiștii sau cei care se ocupă de arbitraj, atât timp cât este promovată mult mai mult o echipă în detrimentul altora, atunci te poți gândi la acest lucru. Și nu ai ce să faci decât să te gândești că a fi suporter nu mai ține cont dacă ești jurnalist, comentator, arbitru sau eu știu ce altceva, ce parte faci în acest fenomen. Și nu ai decât să muncești, să faci o echipă în așa fel încât care să lupte uneori cu tot ceea ce înseamnă dorința de a câștiga un oarecare club. Evidența este clară, justificarea lor este că suporterii FCSB-ului sunt mult mai mulți decât ale celorlalte echipe, doar că atât trebuie să se țină cont că ceilalți suporteri care nu-și doresc ca FCSB-ul să câștige campionatul sunt cel puțin de două ori mai mult decât suporterii FCSB-ului. Și aceștia nu sunt mulțumiți atunci când lucrurile sau realitatea nu este prezentată în mod profesionist. Camora parcă este precum vinul. Are 3 meciuri consecutive în care reușește să marcheze pentru CFR Cluj și a ajuns la o vârstă respectabilă în Superliga. Putem să-i zicem și Camo, pentru că deja, avându-l de atâta timp în fotbal, ne permite. Am crescut oarecum cu el, chiar dacă s-a născut în altă țară. Și datorită seriozității lui, și datorită, probabil, sistemului de joc, pentru că se regăsește oarecum în linia de 5, mult mai ofensiv, cu prezențe în suprafața de pedeapsă adversă, motiv pentru care are asisturi și goluri înscrise. Acum că Pușcaș nu mai este disponibil la echipa națională, credeți că Bârligea ar putea să prindă primele lui minute la național? A fost convocat data trecută, dar a fost ținut în tribună. Acum ar putea avea șanse mai mari să joace pentru România? Este un jucător tânăr. Sunt convins că la un moment dat ajunge la echipa națională. Important este ca inspirația antrenorului să fie
bună și să aleagă momentul prielnic. Nu aș vrea să dau sfaturi sau să încerc să fac recomandări. Spun doar că îl văd pe Birigea și mi-aduc aminte de ceea ce spunea Dan Petrescu în momentul când a venit la CFR Cluj și oarecum în acel moment mi s-a părut că exagerează, îmi spunea că Birigea va fi unul din atacanții echipei naționale. Și cunoscând seriozitatea lui, încăpățânarea de a înscrie și nu a fost ușor pentru că ajunge, are dibăcia și abilitatea de a ajunge în fața porții în situații de a înscrie. Din păcate, în ultima perioadă i-a lipsit golul, cu excepția ultimului joc, în care chiar m-am bucurat că a înscris. Sper că a deblocat perioada pe care unii atacanți de-a lungul carierei au avut-o și știu că au nevoie de un click pentru a trece peste acel moment. Domnule Balaj, mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Să aveți o seară frumoasă. Cu drag, vă salut pe toți. Mai bine. Sănătate. Mihai, problema aceasta a atacantului la echipa națională este una foarte spinoasă, probabil cea mai mare la echipa națională în ultimii ani chiar. Acum nu vom fi cu George Pușcaș foarte probabil, pentru că el este suspendat pentru meciul Belarus. E greu de crezut că va fi convocat doar pentru meciul cu Andorra. Gabriel Berceanu scrie în ProSport astăzi despre faptul că Edi Iordănescu ar urma să convoace 4 atacanți, mai mulți decât de obicei, chiar dacă lipsește Pușcaș. Bârlige ar fi unul dintre ei, de care vorbeam mai devreme. De asemenea, Luis Munteanu, care a fost lăsat la Naționala de Tineret, ar urma să fie promovat la echipa mare cu ocazia acestor meciuri cu Belarus și Andorra. Și, de asemenea, Drăguș, care face are un început bun de perioadă la Gaziantep și el ar urma să fie convocat. Cum ți se par aceste soluții? Sunt jucători tineri, sunt jucători cu calitate, jucători care trebuie să demonstreze. Într-adevăr, Drăguș, eu am auzit și la Standard Liege, el a fost la Standard Liege, a jucat foarte bine și am auzit lucruri frumoase despre el acolo. La fel, Bârligea, eu cred că are o constanță, de când a venit la CFR Cluj, a înscris foarte multe goluri, poate acum un pic... Să nu uităm să-l punem în această listă pe cel care are cele mai mari șanse să joace înaintea tuturor celor trei, e vorba de Alibec. Da. Sunt Luis Munteanu, deci toți cei trei sunt atacanți tineri, atacanți de viitor, din punctul meu de vedere, și normal, la această dublă care poate îți permite cât de cât, ca și nume, dar e destul de greu, sunt două meciuri grele pe hârtie pentru că ar trebui să le câștigi. Dar ca și nume ar trebui să fie 6 puncte în aceste două meciuri. Deci normal ar putea să-și facă și ei loc, unul dintre cei trei. Alibec, care va fi cu siguranță va fi titular, cred că aici se va apela la Alibec. Și de ce nu? Și cei trei, pentru că până la urmă demonstrează lucruri bune în campionatele care joacă. Și aș mai adăuga aici pe Paraschiv de la Sibiu. Tu insisti pe această idee. Un băiat tânăr, da, care vine și mi îmi place foarte mult modul cum tratează el fotbalul și pentru vârsta lui chiar este un jucător matur și cred că și el se va alătura grupului. El a reușit performanța ca atunci când a fost convocat la echipa națională în noiembrie să la prima lui atingere de minge să scoată un penalti. Iar la a doua atingere de minge la echipa națională să marcheze, a transformat acel penalty. Adică nu știu dacă mai găsim în istoria națională așa ceva. Un atacant care debutează și... Și cu personalitate. Asta arată personalitate și chiar este un jucător foarte bun. Și care ar merita să fie crescut în spiritul echipei naționale. Cu siguranță cred că are și el și va avea și el șansa lui. Florin, se vorbește despre readucerea la echipa națională a lui Florin Niță, care este și el relansat în fotbal de Marius Mudică la Gaziantep. El a fost acum un an sau acum 2 ani cel mai bun jucător al României, cel mai bun jucător al naționalei României. Al anului și în anchet. Crezi că dacă el va fi readus la echipa națională, va fi readus ca rezerva lui Moldovan? Mi-e greu să spun. Nu cred că va fi convocat totuși. Joacă într-un campionat mult mai puternic decât campionatul nostru, unde joacă portarii noștri care i-am avut. Dar cred că Edi Iordănescu va merge pe aceiași portari. Sunt curios să văd. Acum, bun, îl aduc pe Niță înapoi. Merită să fie adus înapoi. Evoluțiile lui l-am urmărit. Am văzut și un meci în direct. Prima etapă când a pierdut 2-0
la Kayseri, dacă nu mă știu, unde evoluția lui a fost una foarte bună, chiar dacă echipa a pierdut. Dar mă gândesc că dacă ai dat încrederea acestor băieți, și mă refer la Horatiu Moldovan, Târnoveanu, Aioani, mi-e greu să cred că acum să aduci un portar de respect, jos pălăria pentru tot respectul, la 30 și cât are el de ani, să-l aduci la echipa națională, să-l ții pe bancă sau pe să-l care ții 36, da. 36 sau al treilea portar. Mi-e greu să cred, dar sigur că este un portar pe care oricând te poți baza pe el. Haideți să-i ascultăm pe Andreea Mandorlini și pe Mario Camora cu declarații oferite după această victorie care o aduce pe CFR Cluj la doar un punct în spatele liderului FCSB. La diferența, la fata un rigore a Bucarest inesistente, quindi hanno quei punti di vantaggio perché hanno vinto con noi. Una partita, credo che il risultato più giusto forse era il pareggio, però FCSB è una squadra forte, come lo siamo forti noi, come forte Università di Craiova, quindi credo che sono Rapid, sono 3-4 squadre molto equilibrate, sarà un campionato molto equilibrato, credo, fino alla fine. Acum, în acest moment, diferența e făcută de un penalty pe care FCSB l-a primit la București și a fost inexistent. Practic, acea victorie e singura care le conferă avantajul în fața noastră. Rezultatul echitabil în acel moment cred că era egalul. Însă FCSB, trebuie să spunem că este o echipă foarte puternică, la fel cum suntem și noi, este Craiova și Rapid. Cred că va fi un campionat echilibrat care se va duce până la final. Ultimii 3 meci, cum știți, am dat asist, am dat 2 gol și simt că sunt la un moment bun și atunci am încercat să dau la poartă, că dacă tot merge bine, atunci mă bucur că... O victorie care ne dă și moral bun. Nu e simplu să câștigi cu 3-0 în Liga 1, în fața unui adversar, unei echipe bune, cum e Sepsi. Un adversar bun și, cum ai zis, suntem în ultimii 7 meci, avem 6 victorii și asta e foarte important. Pe lângă faptul că a marcat Mihai, dar ce gol frumos a putut să dea Mario Camora în această victorie cu Șepși, s-ar putea ca, sigur, o zic așa glumind, ca de Mario Camora să nu scăpăm nici la aceste meciuri ale naționalei, pentru că e în această formă, e foarte eficient în ultima vreme și probabil alături de Bancu va fi convocat la echipa națională. Într-adevăr, ceea ce spunea și președintele Balaș, sistemul avantajează, pentru că această linie de 5, dacă spunem pe fază defensivă și pe fază ofensivă, ei devin mijlocași, de fapt, Camora și fundașul dreapta, l-a avantajat foarte mult, l-a dus în situația în care să dea goluri, să dea pase de gol. El are o experiență foarte bună, în același timp se apără și foarte bine, adică cred că vedem și fața aceasta ofensivă a lui Camora. Dacă până acum, cel puțin pe fază ofensivă, în perioada când era Dan Petrescu, era un pic mai rezervat, n-a urcat de mult, cu toate că ajungeau foarte multe centrări, dar iată că acum ajunge și în fața porții, ceea ce este fotbalul total, fundașul lateral trebuie să ajungă să dea gol, este normal și la vârsta lui are o formă sportivă foarte bună, e un super profesionist, mie sincer îmi place foarte mult ca și jucător și nu contează vârsta, contează ce performanțe ai și calitatea ta de jucător. Îl salutăm acum pe patronul echipei Șepși, Laslo Deoseghi. Bună seara, domnule Deoseghi! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Noi vă mulțumim pentru dialog. Ce se întâmplă cu echipa dumneavoastră? La începutul sezonului ne impresiona, nu primea goluri, reușea să facă un parcurs bun în preliminarele Conference League, câștiga Supercupa României. Ce se întâmplă cu Iade? Nu iese din acest carusel al înfrângerilor? Da, este o întrebare foarte bună. Cred că am pus-o și eu mie însumi personal de 3-4 ori în fiecare zi, în ultimele zile. Nu pot să vă dau un răspuns, fiindcă nu există un răspuns clar și clar. Am discutat și cu jucători săptămâna trecută. Mi-am întins puțin la lângă un lac, am mâncat un purcel și am discutat cu toți. Și toți au fost de părere că au fost 3 meciuri foarte slabe, dar au promis că revin acum cu CFR-ul. Din păcate, a rămas promisiune. Eu n-am văzut o revenire. Ba mai mult, cred că din minutul 60 nici nu prea am existat pe teren. A fost foarte dureros pentru mine personal. Cred că Otilo, domnul Hodnoi, astăzi a vorbit cu ei. Din păcate, din motive personale, eu n-am avut astăzi timp să mă duc să vorbesc cu jucătorii, fiindcă a fost antrenamentul acum seara.
și am fost foarte ocupat. Dar mâine, sigur, o să vorbesc și eu cu staful tehnic și cu jucătorii să vedem cum putem să ieșim din partea asta neagră. Că există o ieșire. Cum am intrat, putem să ieșim. Am avut 13 meciuri fără înfrângere. Și acum iată că am intrat în impas și pierdem un meci după altul. Nu ar fi o problemă dacă am pierde, să spun așa, cu 11 metri sau așa mai departe. Dacă pierd în așa fel încât știi că nu meriți mai mult și ai pierdut, că n-ai jucat nimic, atunci ai durere. Când se întâmplă o astfel de serie de eșecuri, poziția antrenorului în România devine șubredă. Ce ne puteți spune despre poziția lui Liviu Ciobotariu la Șepși? Da, acum, ca să glumim puțin, se poate la alte cluburi, la noi nu există așa ceva. Deci niciun caz nu se clatină scaunul domnului Ciobotariu. Vă dați seama dacă după fiecare patru înfrângeri schimbăm antrenorul, unde o să ajungem. Cum a putut să facem 13 meciuri fără înfrângere? Eu cred că mai putem să mai facem încă 5-6 meciuri fără înfrângere și imediat ne-am redresat și suntem acolo unde ne e loc. Deci trebuie să stăm liniștiți și nu trebuie să agităm. Asta nu înseamnă că nu trebuie să vorbim și să facem ceva în așa fel încât jucătorii să-și revină la forma lor actuală. Dar asta nu înseamnă că schimbăm antrenorul sau așa. Trebuie să avem o discuție și cu ei, normal, dar mai mulți jucătorii sunt vinovați și cu jucători trebuie să vorbim. Discutam mai devreme aici în emisiune cu Florin Prunea, care e alături de mine în studio și el avea această estimare că e posibil ca Șepși să iasă din play-off în acest sezon. Pe cu jocul ce am văzut în ultimele patru jocuri, 100% că iese. Deci în ultimele patru jocuri ce am jucat, nici nu mai visăm la play-off. Dar dacă ne uităm la primele meciuri sau ce meciuri am jucat în Conference League, atunci încă mai avem șansă. Totul depinde de următoarele trei meciuri, hai să spunem. A fost o fază care până la urmă a rupt, să zicem așa, echilibrul de pe tabelă în meciul dintre CFR Cluj și Șepși, când s-a dictat lovitura de la 11 metri. Acolo, jucătorul echipei dumneavoastră a avut o poziție ciudată a mâinilor pe sus. E posibil ca acea poziție ciudată cu mâinile pe sus să fi fost determinată de jucătorul de la CFR Cluj, care s-a urcat pe el în acel duel aerian? Nu știu ce să spun, n-am vorbit cu Aganovici. Aganovici este un jucător foarte bun și este un om foarte sufletit și cred că acum a greșit. Și putem să spunem că din cauza asta s-a rupt echilibrul, dar după ce CFR a făcut 3 schimbări, eu cred că trebuie să fim realiști și să spunem că ne băteau și fără această lovitură de la 11 metri, care e normal că ne afectează foarte mult, dar nu putem să fim ipocriți și să spunem că am pierdut din cauza că a primit CFR o lovitură de la 11 metri. Din păcate. Domnul Dioseci, vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Să aveți o seară frumoasă. Cu mare plăcere, la fel. La revedere. Mihai, iată, o atitudine cum rar mai găsim în România, deși s-au stâns înfrângerile acolo, totuși la Șepși există un anumit standard acum după ce au fost mai multe sezoane în play-off, au câștigat cupa, supercupa de mai multe ori. Totuși ei lasă în continuare pe Liviu Ciobotariu, îi dau așa șansă de a salva situația. Eu chiar vreau să felicit pentru tot ce fac acolo, ce au făcut în ultimii ani. Este o echipă care a apărut, nu știu, în Liga 1 acum 3-4 ani. Iată că cu un management sănătos, vreau să-i felicit pentru modul cum gândesc, cum fac management acolo și cum iau deciziile. Nu iau decizii niciodată la cald, întotdeauna încearcă să aibă argumente și lasă timp, așa cum spuneai și tu, pentru că orice echipă, ca și în viață, poți să ai o zi mai bună, o zi mai puțin bună. La orice echipă poți să aibă o formă mai sportivă, mai bună sau trebuie să vină. Nu, e foarte greu să ții un an întreg ca să poți să iei campionatul, să ții meci de meci, victorie din victorie în victorie. Este foarte greu. De aceea, eu cred că o să-și revină, pentru că au un lot bun, au în componență jucători cu calitate și cu siguranță își vor reveni, din punctul meu de vedere. Da. Florin, FCSB urmează să joace în deplasare cu FC Botoșani.
o avem pe prima clasată care merge pe terenul ultimei clasate. Îi dai vreo șansă Botoșaniului în această partidă? Pentru FCSB și pentru echipele de sus, astea sunt meciuri în care nu au nimic de câștigat. Au numai de pierdut, dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva. Botoșanul este o echipă care cred că va ieși de acolo de jos. Calitatea jucătorilor este una, cred eu, peste poziția pe care o ocupă ea acum în clasament. Acolo cred că este o problemă tot la fel de antrenor, din punctul meu de vedere. Nu va fi un meci ușor, va fi un meci complicat. Dar dacă vrei să termini la 10 puncte, n-ai cum să pierzi jocul de la Botoșani. Cred eu. Da. O trimitere subtilă din partea ta către Nu, dar mi-a plăcut. S-a legat frumos cu ce ne spunea Gigi Becali aici, cu cele 10 puncte avans. Îl ascultăm pe Elias Haralambus, antrenorul celor de la FCSB, cu declarații oferite înainte de această vizită pe care FCSB o face mâine la Botoșani. We lost most of our points in this kind of games, so we are prepared and we have to be very focused and concentrated because, I repeat, it will need big effort in order to take the 3 points. I cannot say every week if I expect more, you know. We are a team that I believe that we scored the most goals, if I'm not mistaken. I believe that maybe we have the most goals in the league, no? Especially Tavi, because he's a young, talented player. He needs always our help, and we will try to help him. And I believe he's one of the biggest talents in Romania. And the owner, you know, I told you many times that he loves so much the team. Sometimes he expresses himself because I'm sure that he also loves Tavi and he wants to help him in one way. There are many good strikers, it depends. One, worldwide you win. Okay, Karim Benzema, but he's expensive now. Da, l-am ascultat pe Elias Haralambus. Mihai, ai fost în poziția în care este acum Elias Haralambus, ai fost antrenor la FCSB. El remarcă faptul că FCSB în acest sezon a pierdut cele mai multe dintre punctele pe care le-a pierdut în astfel de meciuri, cu echipe care păreau clar de învins. Mă refer la UTA, care este și ea pe un loc periculos în acest moment în clasament și pe care FCSB n-a învins-o. FCSB nu a învins-o nici pe Universitatea Cluj, care este și ea în a doua jumătate a clasamentului în acest moment. N-a învins-o nici pe Hermannstadt. Era mai greu și când erai tu acolo să-i capacitezi pe jucătorii de la FCSB, care sigur mereu se bat pentru câștigarea campionatului, la astfel de partide cu adversari mai slab cotați? Da, pentru că sunt anumite meciuri cu adversari, așa cum spunem noi, mai slab cotați, în care adversarul aplică o anumită tactică. Nu este ușor să, atunci când se apără foarte, foarte jos o echipă. Majoritatea echipelor cu FCSB încearcă să se apere, după care să pe contraatac să încerce să dea lovitura. Nu vorbim, și aici nu face parte Ucluj, pe care am văzut-o o echipă, am spus și la începutul emisiunii, o echipă bună, o echipă puternică, cu jucători care poate să se țină la un joc cu FCSB. Deci sunt meciuri grele, nu neapărat de a capacita jucătorii, pentru că ei își doresc să câștige campionatul de atâția ani, cu siguranță nu vin niciodată relaxați, vor să câștige fiecare meci, vor să fie tot timpul în fruntea clasamentului, deci nu neapărat această motivație, cât sunt anumite momente ale jocului și când poate chiar nu poți să înscrii și normal, trebuie să găsești soluții, jucătorii pot face diferența în orice moment, dar mai sunt și meciuri în care cu echipele mai puțin cotate, în care într-adevăr sunt mai dificile ca celelalte adversare, care se deschid la fel ca tine, își doresc mai mult și atunci fotbalul este unul și mai frumos, mai spectaculos și găsești și mai multe soluții. Da, vedem cum a bătut-o, de exemplu, FCSB pe Craiova, pe Universitatea Craiova, și cât de greu a fost cu echipele care se închid mai mult. Apropo de acest meci, după acea partidă dintre FCSB și Universitatea Craiova, Gigi Becali a fost entuziasmat de Octavian Popescu, își revine. Este din nou acel Octavian Popescu, trebuie să-l scot pe companie, să-i găsesc loc lui Octavian Popescu în stânga, pentru că e clar că acolo joacă cel mai bine. Văd de unde îl trimit pe Florinel Coman, poate atacant, zicea Becali. Între timp însă iarăși a dispărut entuziasmul legat de tânărul lui jucător, spune că nu mai are răbdare cu el și că Băluță va juca în partea dreaptă, Coman în stânga și gata cu Octavian Popescu în primul 11. Bănuiesc pentru că și-a revenit Băluță din problemele care le-a avut, medicale.
Da, pentru un jucător tânăr, astea sunt picătura chinezească, se cheamă. Un jucător tânăr, cum este Tavi Popescu, trebuie susținut în momentele grele, nu când este foarte bun. Cu siguranță că el suferă, nu este un jucător care să nu pună la suflet, este un jucător, îl vedem, care nu-i convine când este criticat și pe bună dreptate. Este un jucător care cred eu că merita mai multă încredere și mai multă susținere din partea patronului când este greu, nu când este bine. Lucrurile astea nu-l fac decât să-l doboare. Nu-i fac nimic bine. Un jucător tânăr. Nu neapărat lui. Pe de altă parte, Mihai, vedem că Băluță dintre jucătorii de atac de la FCSB, că vorbim de Miculescu, de Companio, de Coman, de Octavian Popescu, Olaru și așa mai departe, dintre toți acești jucători de atac, Băluță este cel care nu are realizări concrete. De când a venit la FCSB, a prins niște meciuri, e adevărat, a avut și niște probleme fizice, dar a prins niște meciuri și el nu are deocamdată realizări concrete. Da, într-adevăr, dar este un jucător care are o tehnică foarte bună, știe foarte bine jocul, să nu uităm că a jucat vârf împins, adică, ok, vârf fals, ca să spunem așa. Asta înseamnă că trebuie să vină mai mult la mijlocul terenului, să-și ia mingii, să-și creeze mai mult, să poate să dea asisturi pentru ceilalți jucători din bandă, atacanți din bandă care vin din linia a doua. Până la urmă, vârf fals asta face. E greu ca Băluță să apară tot timpul în fața porții, să dea cu capul la prima bară, să vină centrări pentru el. Este foarte greu să reușească așa. Poate că n-a jucat nici pe postul lui, jucând acest vârf fals, dar într-adevăr, n-a avut o eficacitate atât de mare. În ceea ce privește Tavi Popescu, și mie îmi place de el ca jucător, eu cel puțin, dacă aș putea, l-aș ține la fiecare meci, pentru că e un jucător de perspectivă, un jucător tânăr, talentat și are nevoie de foarte mare încredere. Noi vedem că deocamdată nici la Naționala de Tineret nu mai are loc, din păcate. Pe bună dreptate, din punctul meu de vedere, evoluțiile lui nu sunt unul. El spune că Daniel Pancu are ceva personal cu el. Pe bune, Mihai, ce antrenor să aibă? Cine nu-l vrea pe Tavi Popescu, nu l-ar vrea la echipele naționale? Nu. Eu cred că Pancu a procedat corect. Se speculează și pe seama faptului că Daniel Pancu este un antistelist. Când ești la echipa națională, chiar nu cred acest lucru. Vorbim și despre un mare fotbalist, un jucător care știe ce înseamnă echipa națională. Despre Pancu, nu cred. Și până la urmă te lași de meserie. Dacă ești antrenor, n-ai voie să faci așa ceva. Nu poți să fii ranchiunos, nu poți să fii... Aici nu mai există. Cu siguranță Daniel a văzut și știe de calitățile lui Octavian. Nu este într-o formă foarte bună, dar niciodată nu pot să cred că un antrenor, dacă e antistelist sau anti... Aici sunt doar presupuneri și nu cred că există problema, în cred meseria că e noastră în grada FCSB-ului, nu la echipa națională. Acolo este problema. De modul de acolo cum trebuie este ridicat perceput, mai mult. De modul cum și-au bătut joc de el, practic. La o echipă de fotbal, când spui că, domne, trebuie să joace ăla și ăla va juca acolo, păi mă pun în locul la domnul antrenor, Harald Ambos, când intră în vestiar și ce să le spune la jucătorii când patronul face schimbările, când patronul... Ce poate să le spună? Și atunci lucrurile devin foarte grave, pentru că mesajul tău ca antrenor către jucători nu are niciun fel de însemnătate. Nu contează, practic. Mihai, aș vrea să te întreb despre Mircea Rednic, pentru că el ți-a fost alături, să zicem așa, un fel de mentor, da. Mai ales în prima parte a carierei tale de antrenor. Ați fost împreună la Standard Liege, că pomeneai mai devreme că auzeai la Liege lucruri frumoase despre ulterior, despre Drăguș. Mircea Rednic acum este văzut ca o soluție la Dinamo. El ar putea să redreseze situația. Dinamo, așa cum am văzut și în cazul Șepși, și Dinamo are o serie în aceasta de meciuri în care pierde mereu, reușește să marcheze. Am să revin la această întrebare și discutăm acum și cu Andrei Nicolescu despre această situație de la Dinamo. Bună seara, domnule Nicolescu! Bună seara! Am văzut niște atacuri în aceste zile la adresa conducerii clubului Dinamo. De exemplu, o legendă a clubului, așa cum este Cornel Țălnar, spunea că oamenii care conduceți, ca să zic așa, cei care conduceți clubul, nu ați avea priceperea necesară pentru a o ține pe Dinamo la un nivel mai ridicat. Cum comentați aceste... Comentez eu. Nu pot să comentez. Domnul Țălnar a demonstrat că a fost și dânsul conducător. Dacă faptele vorbesc pentru dânsul, e suficient, nu trebuie să-i răspund.
mă gândesc că vă referiți și la faptul că domnul Țărnal a recomandat pe Pablo Cortasero la Dinamo. Mă refer la tot ce a făcut dânsul în calitate de conducător în perioada aia și e suficient. Chiar n-are rost să intru în polemica asta, pentru că întotdeauna vor exista oameni care, și mai ales într-o criză de rezultat, vor exista oameni care vor spune cum ar fi mai bine, cum să se facă mai bine, cât de slab sunt cei care sunt și așa mai departe. Important e că, cum știți și dumneavoastră și cred că știe toată lumea, suntem singurii care ne-am asumat să salvăm Dinamo în februarie, în momentul în care absolut nimeni, dar absolut nimeni dintre toți cei care astăzi sunt vocali, nu făcea nimic. Și mai departe lăsăm timpul să judece, o să vedem în timp. Lucrurile nu se pot construi peste noapte. Toată teoria asta legată că de bani și că nu sunt bani este absolut falsă. Nu se poate construi un club într-o zi, în câteva zile, în două luni. Sunt lucruri care se așează zi cu zi. Iar legat de zona asta, de faptul că nu s-au adus suficienți bani sau că transferurile au fost făcute într-o criză de bani, tocmai făceam un calcul și cumva, pentru că se acutizează această informație falsă, am făcut un calcul și din martie până astăzi, probabil sunt 7 luni, nu știu, sau 8 luni, am adus în club 4 milioane de euro. Adică se pare că ritmul este suficient pentru a constitui, a crea un club puternic. Dar nu se pot face lucrurile peste noapte. Florin, ești foarte atașat de Dinamo, dacă vrei să intervii în această discuție. Florin Prunea este alături de mine în studio. Te salut și eu. Nu sunt de acord cu abordarea domnului Țelar. Deci Dinamo, în momentul de față, are nevoie de liniște. Clubul deocamdată este în convalescență. Și nu mă refer la club, la oamenii care sunt acolo. Mă refer în primul rând la prin ce a trecut acest club. Asta ar fi cea mai mare greșeală, ca acum lumea să se întoarcă împotriva clubului și implicit a antrenorilor și a jucătorilor. Este un moment greu pentru Dinamo. Dinamo a trecut, repet, prin clipe de existență. Aici s-a pus în discuție existența clubului. Dinamo merită mai mult dacă e să ne luăm după jocul pe care l-a avut. Ca și puncte mă refer. Eu cred că ar trebui să fim și noi, foștii jucători, mai atenți puțin cu aceste declarații. Îl știu bine pe domnul Țănar, cum pe de altă parte, domnul Niculescu, eu cred că greșiți când, dacă mai abordați altfel problema cu foștii jucători, în sensul că, domnule, am văzut ce a făcut Țănar. Țănar este unul dintre cei mai mari jucători pe care i-a avut Dinamo. Țănar este un om care poate să aibă o părere despre clubul Dinamo, că ne convine sau nu este o altă discuție. Dar îmi cer scuze, dar eu n-am zis nimic de dânsul, am zis doar că vorbesc momentele în care a fost în calitate de conducător despre dânsul și eu nu-i răspund. Dar conducător n-a fost niciodată, că el a fost antrenor, n-a fost conducător la Dinamo niciodată. A fost acolo în echipa care a manageriat o perioadă. În fine, dar eu nu-i cred chiar că ar fi, mi-am răspuns. Este o părerea mea personală, dacă vreți să țineți cont de ea, bine, dacă nu... Florin, tu ai dreptate, dar te rog, nu interpreta greșit. Eu am spus că chiar nu vreau să-i răspund pentru dânsul portării. Păi e mai bine așa, pentru că acum Dinamo are nevoie de liniște. Sunt momente grele, eu știu ce este acolo. Probleme financiare, eu văd că toată lumea zice, nu, domnule, la Dinamo nu sunt probleme financiare. Echipa este cu salariile la zi. Dinamo face deplasările și merge, stă la cel mai bine hotărâri. Condițiile sunt. Cornel Țănar a venit cu o altă nuanță. El a zis că la Dinamo este o problemă de pricepere. Aici putem discuta, dar lucrurile se așează, cum a spus și domnul Niculescu, se așează în timp. Nu este ușor prin ce a trecut clubul ăsta. Cu siguranță eu mă gândesc că vă gândiți, am văzut de la Ionuț Lupescu. Eu cred că ar fi o variantă extraordinară, foarte bună să-l aveți pe Ionuț Lupescu acolo. Eu nu spun că nu vă pricepeți, că ați promovat cu Rapid, împreună cu Ovidiu, cred că sunteți așa aproape de fenomenul ăsta al fotbalului. Dar eu cred că la Dinamo trebuie să fim și noi mai atenți. Și eu poate am sărit calul câteodată, tot așa, că sunt dinamovist, dar cred că trebuie să fim cu toții alături de Dinamo în momentul de față. Și să punem și noi cu ce putem umărul fiecare dinamovist, ca lucrurile să meargă, pe toți ne dorim ca Dinamo să fie bine. E o criză de rezultate evidentă. Asta nu înseamnă că se reflectă neapărat în ceea ce se întâmplă intern în club și cât de bine se fac lucrurile în club. Și încă o dată, acum poate o să mai atrag din nou critici, dar un club care abia e resuscitat de la moarte nu poate în primul an
să forțeze un buget de 10 milioane. Trebuie să o ia treptat. Sunt exemple multe. Cel mai elocvent e exemplul Rapidului, care în primul an la fel și-a setat un obiectiv de 9-10, pe care ușor-ușor a atacat play-off-ul și așa mai departe. A crescut, pentru că nu poate să o facă de azi pe mâine. Nu suntem în poveștile cu fost frumoși. Nu suntem. Andrei, dar acum hai că să nu mai ne luăm cu dumneavoastră, putem să ne și tutuim. Cred că te rog, te rog. Dar să știi că Dinamo este un alt club. 100% tot respect, este tot, un alt tot club. Respectul, tot respectul, dar... pentru Rapidul. Dinamo este altceva. Dar eu nu zic că suporterii nu așteaptă rezultate imediate. Eu vorbesc de faptul că un proiect care crește administrativ și organizatorii cu un club din nou nu se poate face peste noapte. Și 10 milioane dacă ar fi avut buget anul ăsta, rezultatele probabil erau similare. Păi dacă aveai 10 milioane buget, ți-aduceai jucătorii, adică... Nu. Noi acum, anul ăsta, o să cheltuim peste 6 milioane care sunt în buget, că mai sunt și toate plățile din planul de reorganizare. Astea le trebuie știm totuși, cu toții, da. Și trebuie totuși un pic să fim realiști. Da. Dar că e loc de mai bine, se vede, adică nu trebuie să fii specialist. 100% suntem într-o criză absolută de rezultate. Asta e evident, nici nu e de discutat. Apropo de această criză acută de rezultate la Dinamo, totuși multe astfel de meciuri pierdute de Dinamo, am văzut că Dinamo a avut momentele sale bune, au fost niște înfrângeri la limite. De asta niște... spun și eu că Dinamo acum, merita mai mult. Semi-glumind așa, în fotbalul din România s-au mai văzut, s-au apelat la tot felul de metode pentru a se alunga și spiritele rele sau o atmosferă rea. Vă gândiți la ceva de genul acesta, domnule Niculescu? Sincer, nu. Eu nu sunt adeptul... Era să zic eu ceva. Nu sunt adeptul acestor practici în care să ducem sâmbătă dimineața echipa undeva, după să facem, să sfințim și așa mai departe. Nu. Să eu știți cred că Florin Prunea mergea cu selecționerul cel mai de succes din istoria fotbalului nostru, Anghel Iordănescu. Ai fost, Florin, bărnuiesc, la biserică cu echipa națională, cu domnul Iordănescu. Păi cum da, am fost, asta ține foarte și la Săftica, la cantonament. Și la Săftica, iată. Asta ține foarte mult de modul în care fiecare dintre antrenori își creează cumva grupul. Și cred că și în acele perioade exista acea coeziune de grup și prin aceste metode. Dar se crea atunci. Ea nu poate fi refăcută doar pentru că a ținut odată. Fiecare trebuie să-și găsească metoda prin care să facă coeziunea de grup. Aș vrea să... Eu cred totuși că, apropo de ghinion și de șansă și neșansă, eu cred că toate astea cumva se egalizează, cumva se echilibrează în timp. Adică dacă într-o perioadă treci printr-o criză de rezultate datorită unei neșanse, e foarte posibil ca uneori șansa să revină și să echilibreze această neșansă. Dar nu la asta trebuie să ne așteptăm noi. Noi trebuie să ne facem treaba mai bine. E o perioadă în care, sincer, încercăm tot să vorbim mai puțin și să facem mai mult, să ne dăm în fiecare zi seama ce putem face în plus, apropo de orice discuții care pot genera o soluție și să ieșim din această criză de rezultate. Aș vrea să vă întreb și despre acest nume care este repetat deseori în discuțiile legate de Dinamo, în spațiul public, Cristi Borcea. El mai poate fi o variantă pentru acționariatul lui Dinamo? Eu nu știu intențiile domnului Borcea. Am văzut că declară din când în când niște lucruri. Noi am declarat că tot timpul discuțiile serioase apropo de investiții, de investitori, de sume, se fac în birouri, nu se fac pe la televizor. Mai mult de atâta eu nu pot să declar. Domnule Niculescu, vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Să aveți o seară frumoasă. Vă mulțumesc și eu. Vă mulțumesc. Te salut, Florin. Seară bună. Numai bine. Seară frumoasă. Mihai, unde este problema la Dinamo? Pentru că am văzut în multe meciuri construind frumos, având niște faze, fiind aproape să marcheze, dar tot se strângă înfrângerile și Dinamo a ajuns pe poziție foarte complicată. Eu cred că este la nivelul lotului. Ovidiu a scos maxim din ce a putut să scoată. A făcut un miracol pentru că a promovat această echipă, dar acum nu mai e Liga a doua, se ieși în Liga întâi. Îți trebuie alte unelte, altă materie primă, alți jucători. Cred că aici fiecare până la urmă lucrurile se așează și în fotbal ca peste tot.
la sfârșitul campionatului, până la urmă câștigă echipa cea mai bună, retrogradează echipa cea mai slabă. Adică noi mai spunem că, domnule, ne-a mai greșit un arbitru, două, știi că nu ne-a avantajat, ne-a dezavantajat, dar până la urmă lucrurile se așează. Era clar că Dinamo, impactul cu prima ligă va fi unul destul de greu. Plus că la Dinamo sunt pretenții tot timpul. Nimeni, nu cred, niciun suporter nu vrea să vadă Dinamo pe ultimele locuri. Niciun suporter sau lui Dinamo s-a obișnuit, bine, în afară de ultimii ani, vorbesc de cei care sunt peste 40 de ani, s-au obișnuit cu Dinamo campioană, cu Dinamo, când mergeai la Dinamo știai că trebuie să iei campionatul și cupa și așa mai departe, și cupe europene. Deci astea erau obiectivele. Acum, din ultimii ani, au trecut prin perioade foarte, foarte grele și, cum spunea și Florin, aproape de desființare, ceea ce era foarte grav. Deci, eu cred că Ovidiu și tot ceea ce a făcut prin promovarea echipei a făcut niște lucruri extraordinare, la fel acum face maxim din ce poate să scoată, cred că este la nivelul lotului. Dacă invocăm ghinionul sau norocul, că am avut ghinion, ok, la unele faze, există ghinion, noroc, se întorc toate lucrurile acestea. Dar până la urmă, cred că lotul ar trebui să fie unul mai bun dacă se vrea mai mult mai o performanță la Dinamo. Dacă nu, e greu. Face și Ovidiu, scoate maxim din ce poate. Apropo de antrenor, Florin, Cristi Borcea zice Mircea Lenic ar fi cel care ar fi potrivit în această situație dificilă la Dinamo ca antrenor. Eu nu cred în această variantă. Aș vrea să mă întorc puțin la Cristi Borcea. Cristi Borcea poate are dreptul să spună orice despre Dinamo, pentru că este omul care, în cât a fost la Dinamo, cu cele mai bune rezultate, nu mai spun de ce a distrus și sănătatea. Și cred că și el ar trebui să fie, să se bucure de mai mult respect din partea celor care stă acum la Dinamo. Dar eu cred că Mircea trebuie să aibă în primul rând grijă de sănătatea lui. Îl văd, asta este cel mai important. Îl văd acolo, nu o să fie ușor la UTA. Văd că lucrurile degenerează și acolo. Din păcate, acum, uite, una peste alta nu mai joacă nici meciurile de acasă, joacă până la primăvară, nu se joacă toate meciurile la Oradea. Nu este ușor, nu este simplu. Dar nu l-aș mai vedea pe Mircea acum să se înhame la o treabă la un club ca și Dinamo. Eu cred că pentru el ar trebui să fie primordial sănătate. Vă rog, vom asculta acum pe Cristiano Bergodiș, pe mijlocașul albu, cu declarații oferite înainte de această partidă pe care Rapid o joacă. Mihai Tejea crede că Rapid poate să se bată la titlu în acest sezon. Eu întotdeauna sunt optimist și sunt încrezător în munca mea, dar și în lot care l-am în dispoziție. Un lot bun, competitiv. Avem unele probleme în acest moment, dar lotul e competitiv. Este o echipă bună, o echipă care poate să joace un fotbal plăcut, dar vin la noi acasă și aici nu trebuie să mai ia puncte nicio echipă. Aici trebuie să câștigăm toate meciurile. Eu m-aș bucura să continui și sunt sigur că se va întâmpla acest lucru. Bineînțeles, doar va veni vreo ofertă cum i-a venit lui Dugan, deci nu. Cred că nici un jucător n-a refuzat. Apropo de loturi, de probleme pe care le vezi, Mihai, la Dinamo, iată, Cristiano Bergodi este mulțumit de lotul pe care l-are la Rapid. Da, este un lot bun. Este normal. A cerut atacant, a venit și atacant. Rahmani, un atacant foarte bun. Eu cred că lotul celor de la Rapid este unul valoric foarte bun și numeros. Și are soluții, întotdeauna, chiar dacă vor să mai vină accidentări, cartonașe, suspendări. Deci lotul Rapidului, mie îmi place Rapidul în ultima perioadă, chiar dacă a făcut un egal la Sibiu, mi-a plăcut pentru că am văzut-o pe Rapidul meciul cu Farul, am văzut-o pe Rapidul meciul cu CFR, până la urmă o echipă în meciurile cu adversari puternici îți arată calitate și îți vezi. Într-adevăr, la meciurile acestea care sunt grele dintr-un anumit punct de vedere psihic, cu echipele mai puțin cotate, așa cum vorbeam înainte, dar mie mi-a plăcut Rapidul. Ca și joc, forță ofensivă, mie îmi place și eu sunt sigur că Rapidul va fi bătaie pentru titlu. Totuși, diferență mare între jocurile de acasă și jocurile din deplasare. Da, corect, corect. Foarte mare diferență. Așa este. Dar Rapidul, să nu uităm, întorcându-mă la subiect, că este unul interesant, Rapidul a transferat pe sume de transfer. Da. Pentru singura echipă, cred. 600, 700, de echipă 400. În schimb, Dinamo
din păcate a fost nevoită să apeleze numai la Dan Șucu vorbește despre un deficit de, nu știu, de 4 milioane de euro sau poate chiar mai mare pe care Rapid îl va avea pe ansamblu acestui sezon. Cred că acest deficit nu pleacă neapărat din, pentru că au și vândut. Da. Acest deficit vine mai mult din bugetul actual care va fi până la sfârșitul campionatului, pentru că eu cred că Rapidul la ora actuală se duce peste 6 milioane, cred eu. Și Mihai la Rapid arată bine și managementul, foarte bine. Pașii făcuți de către Rapid, de când au promovat, de când au revenit în prima ligă, sunt lucruri, sunt pași mărunți. Anul trecut, cu toate că suporterii vreau să fie în primele două, trei ale campionatului, două, trei echipe, au ieșit pe cinci. Până la urmă am văzut că a fost criticat Bergodi, s-a mers mai departe, adică nu se iau decizii pe moment, la cald. Lucrurile sunt foarte bine efectuate. Acolo, din și arată de bine ca și club. Exact, arată bine ca și solid, un club solid și care funcționează bine. Apar astfel de declarații în lumea aceasta oamenilor pasionați de fotbal care comentează fotbalul că Rapid ar fi echipa aflată cel mai mult în grațiile Federației Române de Fotbal. Ar fi cea mai strânsă relație de prietenie dintre un club din Superliga și Federația Română de Fotbal. Pe de altă parte, Dan Șucu spune că strategia aceasta lui Gigi Becali de a vorbi polemic în spațiul public despre arbitraj este o strategie veche și care nu își mai are loc în ziua de astăzi. Păi sunt două planuri diferite. Una, că Rapidul ar avea vânt din pupă. Nu o spune numai Becali, o spun și celelalte echipe. De exemplu, Cristi Balaj a afirmat. Da, păi nu numai Gigi Becali o spune. Nu știu ce să zic. Dar eu spun că arată bine în ce sens. Când văd banca de rezerve și când îl văd acolo pe Ienci, când îl văd pe Lobby, când îl văd pe voi cu director sportiv, când îl văd pe Daniel Nicolae președinte, mie drag când Vasile văd Vasile pentru că acolo. Asta înseamnă un club puternic, un club pentru că spiritul Rapidului, băieții ăștia îl dau. Una este când îl pui pe Voicu să vorbească când vine Rahmani și să-i spună ce înseamnă Rapidul. Și una este să n-ai cu cine să dialoghezi, să vorbești. De asta zic că clubul arată foarte bine, din toate punctele de vedere. Florin Prunea, Mihai Tejea, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la ProSport Live. Cu plăcere. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că v-ați uitat la ProSport Live. Vă invităm din nou luni la emisiune de la ora 18. Să aveți un weekend frumos!